distinși auditori, în presă și în mass media se folosește frecvent expresia a ști să citești printre rânduri, ceea ce înseamnă a ști să înțelegi conotațiile, sensul ascuns al informației oferite. În acest context, volumul de versuri pe care astăzi am onoarea și în același timp plăcerea să vi-l prezint, își găsește pe deplin motivația dacă ai reușit să faci legătura între rândurile aparent aruncate de autor ca un fel de joc de cuvinte la începutul cărții. El afirmă acolo și citez: să visez toamna când splendoarea multicoloră a tot ceea ce mă înconjoară îmi dă speranța zilei de mâine. Toamna, pentru că tot atunci a apărut pe pământul etern unica mea dragoste, când frunzele roșii, galbene și mute prevestesc prin căderea lor reîntoarcerea la viață. Tu, cititorule, să crezi ce vrei să crezi. Eu o să cred mereu ceea ce știu. Am încheiat citatul. Și cel care ne propune spre delectare acest splendid album, pentru că eu acest volum de poezii îl consider un album cu imagini de toamnă pictate cu penelul sensibilității sufletului său, cu culorile cuvintelor născute din dragoste, pe o pânză uriașă a sufletului său. Deci dragostea celei care, născute în zodia Fecioarei, i-a colorat existența, i-a dat sens vieții și i-a motivat explozia de frumos dăruită azi, aici, acum, cu generozitate nouă. Ea, cea născută în zodia Fecioarei, este, dacă o să observați, prezentă în fiecare pagină. Mai mult sau mai puțin la vedere. Uneori doar sugerată. Alteori având impresia că poți să o atingi. Ioan Vasile Bulgărean ne demonstrează acest lucru prin cel de-al patrulea volum pe care cu dărnicia omului cu suflet plin, a nababului, ne-l oferă nouă consumatorilor de frumos, artă și poezie, din prea plinul sensibilității sufletului său generos. El, în acest volum, folosește același stil cu care deja ne-am familiarizat din anterioarele volume, acela al exprimării libere, necenzurate a ideilor, gândurilor și sentimentelor, care circulă cu ușurința vehiculelor care levitează în spațiul infinit al iubirii. Cele peste 90 de tablouri, 91, 92, cât fi, lexicale, eu le zic tablouri lexicale, tablouri pictate cu cuvântul, ale volumului, orânduite alfabetic, te duc parcă cu ideea la o lume în care pășești prin camerele unei galerii de pictură. Nici de cum nu ți se pare că ești un om care lecturează, ci te duce cu gândul că ești proprietarul unei adevărate pinacoteci, o colecție de tablouri. În unele creații vom simți adevărate reverberații eminesciene. Și nu spun cuvinte mari, poetul, veți vedea, asemănându-se până la identificare uneori cu cel care a dat iubirii nume, i-a dat culoare, durere, sens și patimă. Deși este Capricorn, zodia Fecioarei îl influențează pozitiv. Super creator, aș îndrăzni să afirm, făcând ca reflexiile toamnei feciorelnice să facă să-i vibreze toate coardele sufletului, inimii și toate sferele lăuntrice ale eului său, să se îngemâneze într-un fel, ca într-un cor care cântă imn de slavă iubirii.
Veți vedea, tot volumul de la un capăt la altul are un leitmotiv, acela al toamnei. Toate creațiile acestui cadou de toamnă ruginie, oferit Fecioarei inimii sale, cuprind inevitabil cuvântul toamnă. El se repetă obsesiv, la fel ca cenușiul, plumbul, negru, ploaia, mă rog, la Bacovia. Însă, aici, în acest volum, această repetiție are rolul de a colora, de a da sens, de a sublinia bogăția sufletească, frumusețea, liniștea și dorul de dor al poetului. Poetul se închină cu evlavia în uriașului la tipul tău arat de timp, o expresie dumnezeiască. Chipul femeii iubite, după o anumită perioadă, arat de timp, dar care este la fel de iconică ca odinioară, ca tinerețe, și care este pentru el cea mai scumpă imagine dintre imaginile feminine stocate în cutiuțele creierului și etichetate laconic. Ființa iubită sau pur și simplu, eu, ea. Zice poetul, e dor de tine chiar și atunci când ești cu mine. Așa declamă veșnicul îndrăgostit, căruia nu-i scapă nici măcar apariția unei cute sau unei flori albe la tâmpla iubitei, care sub semnul fecioarei îi mobilează zilele, îi colorează cenușiul și banalul existenței cotidiene, sau îi motivează meteorica trecere prin spațiul acesta terestru. Iată, spre exemplu, o poezie pe care îmi permit să vă rețin atenției, Adierea chipului tău. Adiere de toamnă voi fi lunecând spre tine, să-ți mângâi ochii triști și plânși de atâta uitare. Adiere de iubire spre chipul tău arat de timp voi fi. Voi fi mângâierea tristeții tale, plânsă veșnic, pentru când nu voi mai fi. Ca orice îndrăgostit, este obsedat de imaginea ființei care, așa cum spuneam, este totul pentru el, îi motivează existența, îi motivează acel imbold lăuntric de a crea, de a scrie. Acea neliniște creatoare specifică doar celor cu un suflet extraordinar de bogat. El vrea să facă imposibil. Poate pentru a-și demonstra încă o dată, dacă este cazul, sentimentele. Este vorba despre poezia Aș vrea. Poezie deosebit de frumoasă și impresionantă. Aș vrea să fiu mereu cu capul nor, să plec în fiecare zi în zor, a doua zi să-ți pot aduce flori și niciodată în viața asta să nu mor. Aș vrea să fiu mereu ca toamna seara să nu regret nici când că iară plecata vara. Și aș vrea să sor mereu a toamnei rouă când trupurile noastre se despart în două. Aș vrea să fiu mereu căzut printre culori, printre frunze căutând sacre comor. Să mă trezesc a doua zi acoperit cu rouă și căutându-ți trupul cu brațele amândouă, să-ți încălzesc a trupului zvâcnire în veșnica-ți profundă sfințire. Uneori, este mai franc, mai direct și dialoguează cu imaginea ființei adorate. Ceea ce vreau să rețineți este că poetul reușește un lucru extraordinar. Acela că în aceste poezii, uneori, eutanasiază, omoară epitetul, comparația, metafora, lăsând doar verbul să muște, să bată cu puterea ciclonului la porțile exprimării.
Este o treabă pe care nu mulți reușesc să o facă. Iată, de exemplu, în poezia Ce folos, pagina 21. Dar ce folos ca să iubești fără să știe ea, că o iubești fără să știe nimeni? Dar ce folos ca să iubești fără să crezi în toamna mea, iubita mea? Și ce folos ca să iubești când tu trăiești doar din povești și în toamna mea tu nu mai ești? Alteori, imaginile sunt de-a dreptul fascinante. Poetul găsind în perechier de cuvinte care dau pe lângă muzicalitate puternice imagini vizuale și motrice. Ai impresia că vezi imaginea aceea sau că ea se plimbă prin fața irisului tău. Iată câteva exemple. Ninge cu înger de zăpadă. Ninge cu chip de mister. Ninge cu șoapte. Cât de frumos este. Ninge cu șoapte. Ninge cu colindători în casă, ninge cu suspinele rămase în fiecare an de Crăciun. Atâta liniște ne picură din cer. Sau, o expresie care mi-a plăcut foarte mult, dedicată unui prieten de-a domniei sale, ești primăvara toamnei mele sau chiar ești anotimpurile toate. Foarte frumos. Vasile Bulgărean poate deveni așa cum uneori este nostalgic, în, de exemplu, în poezia pe care vă recomand să o citiți, Colind despre satul meu, în care gândurile lui se întorc înspre satul său, poate deveni, cum spuneam, uneori sarcastic. Iată un exemplu. Departe de voi, poezia. De mult nu am mai scris vreo poezie, dându-mi seama că nu mai are rost. Pentru că toți cititorii devin critici și numai poetul, se știe, rămâne prost. De mult nu mai vreau să vă comand nimic. Vă las pe voi să fiți cei mai puternici. Poetul nu este un mare om, ci unul mic. Și voi doar sunteți deținătorii de adevăr și veșnicii. De mult nu mai vreau să vă întâlnesc. Poetul nu mai are drepturi civile. Vă las pe voi. Eu vreau să înnebunesc departe de lume, la milioane de zile. Alteori, poetul are impresia că a dat prea mult din oceanul iubirii sale și atunci devine ușor șantajist. Un șantajist sentimental, aș spune eu, care condiționează continuarea spovedaniei sale erotice. Eu știu că mă iubești. Eu știu că mă iubești, iubire. De ce, eu știu că mă iubești, iubire. De ce îmi trimiți săruturi reci? Și nepăsarea asta, uit-o, dacă nu vrei să plec pe veci. De vrei o viață să-ți fiu drag, arată-ți dragostea ta toată. Și când îți voi călca pe prag, nu o să mai plec de acolo niciodată. Eu știu că mă iubești mereu. De ce îmi trimiți doar vorbe multe? Când în povești sunt numai eu, șoptindu-ți frute și nefrute. Eu știu că toamna asta iar voi fi doar eu pe strada ta. Te vei preface în zadar că nu ești tu, iubita mea. Reușește în marea majoritate a creațiilor sale imagini de-a dreptul sublime. Atunci când vrea să sublinieze reciprocitatea sentimentelor. Faptul că investiția sa erotică nu este un lucru banal, ci este o treabă cu folos. Iată o poezie a cărui chiar titlu este deosebit. Hoața de buze. Câți dintre noi n-am vrea
să ne fure buzele cineva. Fața de buze. Dragostea ta mi-a furat buzele, iar pe fața mea a rămas doar o linie inertă spre care se scurge viața din mine și se adună într-un lac imens. Lacul nu va seca. Niciodată. Pentru că buzele mele nu mai pot absorbe liniștea ta. Iubirea mea mereu nevăzută. Alteori, Rea teme și titluri uzitate în volumele anterioare, dar acest fapt nu este de natură a deranja. Din contră, reamintește și întărește convingerea noastră că Ioan Vasile Bulgărean este oșteanul veșnic de veghe la fruntariile iubirii, păzindu-și cu hotărâre și devotamentul Cerberului cucerirea sa făcută sub zodia Fecioarei. Iată o poezie, Iubire glacială. Iubita mea, de ce nu-mi lași somnul în pace și nici a zilei șansă de a gândi? Fără tine, oare ce pot face? Ce subiecte reci aș mai putea gândi? Eu te iubesc din vremuri glaciale și numai noi suntem de vină la dezastre, că am încălzit planeta mult prea tare și nu mai este frig în inimile noastre. Ghețarii se topesc pe-al paturilor margini și tu mă încătușesc ca pe un violator de rând. Iar cartea de supernă nu mai are pagini și adormim pe rând cu noi în gând. A doua zi, iar este frig în casă și în geamuri flori de gheață au crescut. A înghețat și glastra de pe masă și tu te întrebi, de ce ne-am cunoscut? Nimic nu poate opri din drum un veșnic îndrăgostit. De aceea versurile am să mă duc desculț spre capătul lumii, pe razele lunii, mi se par de o frumusețe deosebită. Să te duci pentru ființa iubită la capătul lumii, pe razele lumii. Este ceva dumnezeiesc. Și pentru că poetul se definește ca fiind un vulcan de dragoste și sensibilitate, care erupe mereu cu forțe noi și lavă proaspătă de iubire și dragoste, nu putea să treacă neamintită imaginea iconică a măicuței sale dragi, care e inoculat odată cu laptele, iubirea de oameni și în această idee, iată și acest volum, ca de altfel toate volumele, Dor de voi, Saloanele iubirii și Visul din vis, toate incumbă câte o poezie dedicată măicuței sale. Iată ce poezie emoționantă postează Ioan Vasile Bulgăreanu la pagina 79. Până și florile mor. Mi-ai vrut doar binele din lume și ai căutat ca drumul să-mi fie liber. M-ai învățat doar lucruri bune și în fața celor rele să nu mă închid. Dar nu știu cum și sigur, prea curând ne-am despărțit spre nicăieri. Eu am plecat mereu cu tine în gând și, Doamne, parcă totul a fost el. M-am mai întors din când în când, dar nu am mai găsit ce am lăsat acasă. Tu îmi citeai scrisorile plângând și poza mi-o țineai pe un colț de masă. Doamne, timpul stă să moară și noi ne regăsim tot mai cărunți, tot mai bătrâni și timpul zboară, iar fruntea nu mi-o mai săruți. Erai cea mai frumoasă floare. Din câte eu am cunoscut, dar ce păcat, și floarea moare, iar noi, măicuță, am trecut. Super. Vreau să mă iertați. Uneori devine filozof și în același timp
gnostic, este preocupat de problemele lumii contemporane, cerșind de la Totputernic iertare pentru micimea semenilor noștri. Este poezia Rugăciune pentru nebunii lumii. Doamne, nu-i lăsa pe nebunii lumii să-ți conteste existența și fă-i să înțeleagă că fără tine ei nu ar mai fi, că fără tine haos ar fi, că fără tine nimic nu s-ar mai ști. Doamne, nu-i lăsa pe nebunii lumii să râdă și fă-i să trăiască fericiți, nu-i lăsa să moară, ține-i în viață să vadă că existi. Doamne, fii bun cu nebunii lumii. Cred că, nu întâmplător, suprapus peste imaginea poetului, editorul a tipărit pe copertă una dintre cele mai frumoase creații ale lui. Dacă el s-ar putea ierarhiza. Este vorba despre poezia Doamnă cu miros de tren. O splendidă declarație de sentimente. Mereu străin și mereu reci, când eu revin, tu iarăși reci. Ne întâlnim doar pe peroane, între două trenuri goale. Mereu străin și veșnic triști, când eu sunt mort, iar tu existi, ne întâlnim prin două harte, eu pe aici, tu prea departe. În toamna asta, mereu vie, deși uscată și târzie, ne-am întâlnit pe un peron la umbra tristului vagon. Și în miros de frunze moarte, plecând din nou cât mai departe, eu pe o linie de tren, iar tu spre un vis rămas etern. Așa cum spuneam distins auditoriu și în prefața acestui sublim volum, incontestabil suntem în fața unui poet matur. Un poet care știe să lucreze cu cuvintele, le strunește, le dresează, a reușit să tragă deoparte cortina, lăsând cuvintele în nudicitatea lor expresivă. Bulgăreanu, Vasile Bulgăreanu, a reușit să dezbrace cuvântul de orice altă conotație și a reușit să-i dea verticalitate, măreție, sunet, culoare, conținut, dacă vreți. Frazele la poetul Ion Vasile Bulgăreanu au o muzicalitate, un ritm aparte. Poetul vulcanizează cuvintele, le dă motricitate, iar vorbelor peisagistică aparte. Deși mai forțează uneori verbul, el reușește să-i rotunjească asprimile și colțurile mușcătoare, verbul întotdeauna mușcă, făcându-l un obiect de catifea. El reușește acest lucru. Ioan Vasile Bulgăreanu este un mare și generos suflet, pe care vă invit să-l găsiți, sau marea majoritate dintre dumneavoastră, să-l regăsiți, zăbava și truda fiindu-vă răsplătită înzecit de generozitatea celui care, sub semnul Fecioarei, vă propune clipe de exaltare spirituală și trăire artistică. Doamnelor și domnilor, consider că este un gest de un mare altruism sufletesc când clepsidra vieții tale a cernut atâtea granule de nisip transformate în secunde din totalul vieții tale, să poți da dovadă de atâta sensibilitate convertită în sentimente de iubire pentru cea care a fost, este și va rămâne unica mea muză, cum o numește poetul în poezia cu același titlu din acest volum. Aș remarca în mod deosebit grafica discretă
dar foarte reușită, elegantă și de o superbă sugestibilitate, a Dianei Maria Racolța și Alexandra Bulgărean, care dau o notă aparte volumului, făcând din el o lectură atractivă, plăcută, reconfortantă, care parcă te teleportează într-o altă lume, într-o lume ideatică, fără gânduri, obsesii sau necazuri. Dacă ești trist, dacă nemernicia diriguitorilor destinelor acestei nații te fac să-ți pară rău, că împarți oxigenul cu ei, dacă nori se abat asupra ta și a celor dragi ție, dacă ești într-un impas sau zilele sunt cenușii și mohorâte, îți recomand să citești acest volum și lumea ți se va părea total schimbată. Oamenii mai oameni, frumosul mai frumos și mult mai viu colorat. Acest volum, stimați invitați, scris sub semnul Fecioarei, pururi cântate și veșnic adorate, este un dar făcut nouă de poetul Ion Vasile Bulgărean, aflat în plenitudinea creației sale. El este cel care ne îndeamnă la iubire, care încearcă să pună stabilă și să eradicheze ura, răutatea, violența. Această poezie, acest volum, este un îndemn la toleranță, la iubire. Piața literară sălăjeană și națională, mă bucur să afirm, s-a îmbogățit cu un volum sensibil, bine lucrat și pentru toate vârstele, pentru toate categoriile socioprofesionale și toate etniile. Aș remarca și susțin cu toată tăria că acest volum, Ioan Vasile Bulgărean, demonstrează fără putință de tăgadă că iubirea nu are culoare politică, nu are etnie, nu are religie, vârstă sau bariere lexicale ori de altă natură. Iubirea este iubire, iubirea este acel sentiment înălțător pe care doar oamenii foarte bogați sufletește-l pot avea. Felicitări, Vasile, la mai mare și te așteptăm de pe acum cu următorul volum de picturi lexicale. Vă mulțumesc pentru atenție. Pentru mine, el a fost cea mai mare revelație dintre catrele Meaiului, când i-am citit primul volum de poezii, apoi când i-am văzut primele schițe de tablouri pe care le lucra și urmărindu-i după aceea în etape această evoluție poetică. Cuvintele, nu știu, mai au rost în fața versurilor lui. Domnul profesor a făcut o comparație cu Eminescu și cred că nu este deloc greșită. Paradoxal, un om care a lucrat într-un minister unde se spune că oamenii sunt duri, să dovedească atâta sensibilitate sufletească și iubire, pe care nu este egoist să o păstreze doar pentru el, ci ne-o dă tuturor. Felicitări și la mână! N-am văzut cartea înainte, n-am apucat să o citesc, dar mi-a rămas, mi s-a deschis la pagina aproape 100, la pagina 99 o poezie, Salonul 7 se numește. Și mi-amintesc cu multă plăcere că am participat în urmă cu, sper să nu greșesc, 3 ani, în 2010, la lansarea volumului Saloanele Iubirii și constat că între această poezie și, de fapt, majoritatea poeziilor pe care le-am auzit expuse de către domnul profesor, există o legătură foarte puternică. Mai mult, realizăm fiecare că pentru dumneavoastră acest sentiment al iubirii nu este un sentiment trecător, ci este unul peren.
lucru foarte important. Aș putea să numesc chiar o boală, în sensul cel mai frumos al cuvântului. Eu mă bucur că a apărut acest al patrulea volum, ca și primarul orașului, mă simt încântat că văd că există oameni care duc această spiritualitate orașului și meu Silvaniei mai departe. Vă mulțumesc din suflet pentru aceasta. Mă bucur dacă deschid cartea și citesc colegele de text al autorului, Roberta Sebastian Bărbuț, grafica Diana Răcoț, Alexandru Bungărean, consilier editorial și Dumitru Părdeanu, toți și Mioani, un lucru deosebit și pentru toate acestea și pentru extraordinarele poezii pe care ni le-ați prezentat, așa cum zicea și domnul Corbeanu, dezbrăcate oarecum de comparații și de metafore cu un stil direct. Vă mulțumim și vă așteptăm cu următoarele ediții. Mulțumesc! În primul rând vă salut pe toți, sau poate în primul rând pe domnul Ioan Vasile Bulgărean, dar pe toți la mult, mă repet, pentru această zi, spun eu, festivă, dar cu caracter pur literar, cu caracter pur spiritual, până la urma urmei, cu un caracter cultural. Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră. Mă bucur că zilele astea am făcut 50 de ani în Șineu Silvaniei, venind în 1963, la liceul agricol de astăzi, atunci era școala medie tehnică. Mă bucur că am rămas în orașul spiritualității sălăjene, cu astfel de oameni, dumneavoastră de aici, cei de aici, toți cei care nu sunt prezenți, dar pe care îi știu, i-am văzut, i-am cunoscut în diferite ipostaze ale vieților, ale muncilor, până la urma urmei, ale caracterului și personalității fiecare. Revenind la ziua de astăzi, acum când se îngână ea cu noaptea, în acest mijloc de răciune, trecut de mijlocul lui, cu bogățiile pe care le oferă mama natură, iată că avem și bogății de alt mod, de altfel, să nu mai crede de altă natură. Și eu, la rândul meu, sunt bucuros, chiar fericit, dacă vreți, de faptul că domnul Ioan Vasile Bulgărean este un om de litere, de cultură, privind atât poezia, cât și desenul, plastica, cum bine zicea doamna Petrano. Toate la un loc, sau departe de ele, iasă în evidență talentul dânsului în acest domeniu destul de pretențios, dar, cum spune și vorba populară, proverbul, românul s-a născut poet, dar nu prea, pentru că dacă facem un pic de analiză sau ne gândim la ceea ce a spus domnul Corbeanu în prezentare, ceea ce a spus doamna Petran, ceea ce a spus domnul Marțurcaș, e mult, prea mult, decât un aluat fin care duce la un
cum să spun, să nu spun pita, să nu spun cozonacul, să nu spun prăjitura, mă refer la produsul activității, mă refer la ceea ce îl caracterizează în persoană. Nu duce lipsă și leu și nu va duce de astfel de oameni. Și sunt destui, nu vreau să îi enumăr, să rămână cineva pe din afară și să audă, dacă nu e prezent aici, că l-am evitat, că l-am uitat, intenționat sau nu. Față de toată opera, eu așa o numesc, a dânsului, față de cele exprimate de antevorbitori, cuvintele, vorba doamnei Petran, sunt puține și nu pot cuprinde toată personalitatea, tot talentul, toată vocația omului, poetului Ioan Vasile Vulgărean. De aceea, eu i-am prezentat în preza sărăjeană două lansări de carte. O voi face și de data asta. Luni, cred că va apărea în magazinul Sărăjean. Și în Sărăjean, cu mare plăcere, și merită să fie popularizat, merită ca și milioanii, toți sărăjenii și nu numai, toată țara, vedeți, volumul e nominalizat la nivel de țară, are ISBN-ul Bibliotecii Naționale și de acum, desigur, dânsul este de drept membru al Uniunii Scriitorilor din România, având peste 3 volume publicate. Deci, o voi face și de această dată cu plăcere în presa sălăjeană sau că nu se poate și mai mult, în sensul că eu și acum un an sau doi am vorbit cu dânsul, dacă vrea să fie făcută publicitatea în caiete sălăjene. Dar domnul Daniel Săuca, caiete Silvane. Dacă se prezintă și în presă, nu mai are loc în caiete Silvane. Acum vom vedea. Vreau să închei și eu cu o poezie, cu o poezioară, cu un rondel dedicat dânsului. Rondelul e pretențios. La noi în România 13 versuri, la francez 14. Maestrul la noi era, cum știți toți, Alexandru Macedonski, dedicat, mă repet, poetului Ioan Vasile Vulgărean. Rondeu poetului Vulgărean Vasile. Poeziile lui Vulgărean Vasile, scrise cu un talent anume, sunt cuprinse în 3 volume și au noime remarcabile. Toate vise și gânduri subtile, să le cunoască multă lume. Poeziile lui Vulgărean Vasile, scrise cu un talent anume. Și de dor și idile, cu nume și destinatar, cu tâlc și cu mulhar, sunt prezentate în sute de file poeziile lui Vulgărean Vasile. Felicitări! Mulțumesc pentru cuvintele alese și cu recunoașterea din partea mea că unul sunt, au fost puțin exagerat de mine așa, dar sigur că mi-a făcut plăcere. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru participare, le mulțumesc și celor care, din anumite motive, nu au putut să fie prezenți în seara asta aici, împreună cu noi. Le mulțumesc celor care, sau fără de care, fără ajutorul cărora nu puteam să
realizez acest volum, deci în speță sponsorilor, pentru că asta este colbul de astăzi, trebuie să avem și prieteni pe care să ne bazăm. Și nu în ultimul rând, îi mulțumesc domnului profesor Corbeanu pentru tot sprijinul acordat.